Bine ați revenit la edițiile noastre live despre broderia computerizată. Aici la Embro Expert facem aceste ediții de un an de zile, ediții în care abordez diferite subiecte din broderia computerizată, care au legătură fie cu tehnici de brodare, fie cu mașinile de brodat, fie cu orice alt subiect legat de broderia computerizată. Pentru cei care nu știu, noi suntem firma Embro Expert, suntem distribuitori de mașini industriale de brodat Galaxy, softuri de digitizare, dispozitive speciale de la Judith Device, facem și cursuri online sub forma unei platforme. Avem o platformă de cursuri online la care vă puteți abona. Tema de astăzi sunt broderiile speciale. Mă vedeți într-o fereastră așa un pic mai ciudată, pentru că o să fac și o prezentare și o să am nevoie de partajare de ecran. Bună ziua, văd că deja cineva a intrat online. Bun. Mai exact despre ce este vorba. Sau ce vreau eu să vă arăt și ce vreau eu să vă spun legat de aceste broderii speciale. Vrând nevrând, suntem într-un mediu concurențial, ca să spun așa. Da? Avem concurență mai mică sau mai mare. Și ce trebuie să știți este că în ultimii ani partea asta de broderie computerizată s-a dezvoltat foarte mult. Fiind vorba despre proiecte europene, fiind vorba despre proiecte guvernamentale cu fonduri nerambursabile sau fie chiar sunt persoane care au investit în astfel de utilaje, broderia computerizată a luat o amploare destul de mare. Bună ziua tuturor! Sper că se vede și se aude bine. Deci, cum spuneam, broderia computerizată a luat o amploare mare. Luând amploarea asta foarte mare, bineînțeles și concurența crește. Și crescând concurența, noi trebuie să facem cumva, să facem față acestei concurențe. Să mă uit și pe comentarii să văd dacă îmi spune cineva dacă se vede și se aude bine. Bănuiesc că dacă ceva nu era bine, mă anunțați. Deci noi trebuie să facem cumva să putem supraviețui și chiar să avem succes în acest mediu concurențial care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Un mare avantaj, ca să zic așa, pentru cei care vor să performeze în industria asta este că chiar dacă a luat o amploare fenomenul, persoanele care fac lucrurile la modul profesionist și care încearcă să se specializeze în domeniu este destul de mic. Și pentru cei care vor să facă din broderia computerizată o profesie, să se specializeze și să o ducă la un nivel superior, să știți că este un avantaj. Acum, ce variante avem noi ca să facem față concurenței? Avem fie varianta optimizării producției, creșterii productivității, și asta o facem prin a urma cursuri sau a învăța lucruri, astfel încât să facem broderia mai repede, mai eficient, mai de calitate, sau să ne dotăm cu mașini de brodat cu capacitate mare, mai mare. Asta e și în funcție de specificul activității noastre. Da? Asta ar fi o variantă, eficientizare. A doua variantă ar fi să ieșim cu ceva în față. Deci, fie suntem eficienți și atunci ne putem bate în prețuri, da?
cu concurența, putem să practicăm aceleași prețuri sau prețuri chiar mai mici și să atragem clienții prin prisma prețului, fie încercăm să ieșim în față cu ceva, cu ceva deosebit, cu ceva wow, cu ceva care să atragă clienții către noi. Întotdeauna, fiind vorba despre o piață mare și nu este vorba numai despre broderie, este vorba despre orice domeniu doriți voi, se pune întrebarea, sau clientul își pune întrebarea, de ce să cumpăr de la tine sau de ce să vin la tine să-mi faci un lucru și să nu mă duc la altcineva. Și o modalitate de a face lucrul ăsta este să ieșiți în evidență cu un produs deosebit, un produs special. Da? Și aici vorbim de aceste broderii speciale. Broderii speciale care pot fi făcute în unele cazuri cu cea mai simplă mașină de brodat, iar în alte cazuri, dacă ne dotăm și cu o tehnologie superioară, atunci putem avea rezultate mult mai bune. Eu am încercat să fac, să încropesc azi o mică prezentare. Nu sunt mare specialist în PowerPoint ca să iasă ceva wow. Și așa mi-a luat câteva ore, și dar am încercat să încropesc cât de cât ceva ca să vorbim pe niște imagini, să vă dau niște exemple și să vedeți despre ce e vorba și la ce mă refer mai exact. Și o să încerc să dau drumul la această prezentare. Acum sper că prezentarea se vede. Eu nu mai văd ecranul de Facebook. Ceea ce vedeți voi aici este o prezentare a fabricii Galaxy și ce vreau să vă arăt cu asta este că la Galaxy putem face tot felul de mașini. Acestea verzi mari sunt mașini cu masă fixă. Ați văzut acolo un sistem de ungere. Acestea sunt mașini cu masă cu braț liber. Deci asta e secția de mașini cu braț liber. Cu 1, 2, cu zeci de capete de brodare, oricâte dorim noi și câte dorim, câte putem transporta. Și vedeți o multitudine de variante de mașini de brodat. Deci unul dintre avantajele, să spun așa, Galaxy este că avem posibilitatea de a crea, de a produce toate aceste mașini. Aici vedeți certificările, sunt toate mașinile sunt certificate din punct de vedere al calității și a tuturor normelor care se cer. Da? Deci de aici vreau să pornim cu prezentarea că la Galaxy putem face orice fel de mașină de brodat. Bun. Și acum spuneam că sunt broderii mai speciale pe care le putem face pe mașina de brodat, pe mașina de brodat normală. Nu ne trebuie o mașină de brodat cu nu știu ce dispozitive, nu știu ce sisteme. Și cea mai simplă mașină de brodat pe care noi o distribuim este aceasta, mașină industrială cu are de brodare de 600x400 de mm, în 12 culori, fără dispozitive speciale. Și hai să vedem ce putem noi face cu o astfel de mașină. Noi putem face broderii cu găuri care tăiate manual sau automat. Deja când vorbim de tăiere automată, înseamnă să ne dotăm mașina cu niște dispozitive speciale care poate fi TCD-ul, care e Thermal Cutting Device și care taie țesături sintetice, sau poate fi laserul. Da? Laserul taie orice țesătură. Și exemplul ăsta de broderie pe care l-am făcut eu săptămânile trecute, îl putem face atât cu tăiere manuală, cât și cu tăiere automată. Doar că, atenție, este vorba, în primul rând, în acest caz, de digitizare. Deci trebuie să aveți o digitizare făcută foarte bine. O digitizare făcută foarte bine, din păcate, îmi pare rău să vă spun, în România nu prea o să găsiți pe genul acesta de broderii. Deci cine s-apucă și învață să digitizeze astfel de broderii și găsește și cui și pentru cine să digitizeze,
are din start un mare plus. Da? Deci este vorba despre o digitizare specială, este vorba despre practică, deci cel care face aceste digitizări trebuie să facă destul de multe teste și încercări ca să iasă totul bine. Așa. Din păcate, spun din nou, am ajuns la concluzia că există foarte multe persoane care au intrat în posesia unui soft de digitizare, mai bun sau mai rău, legal sau ilegal, nu asta este problema și nu e problema mea, dar n-au văzut în viața lor o mașină de brodat, n-au făcut în viața lor broderie. Da? Și ei fac o grafică și ți-o dau, îți trimit o poză de pe ecran și îți spun că asta este broderia și asta trebuie să-ți iasă. Deci aici foarte mare problema este digitizarea. Bun. Mai putem face un gen de broderie cu găuri, care este ca acesta, da? Unde sunt aceste găuri locale, ca să zic așa. Avem o gaură aici, una lângă și așa mai departe. Acest tip de găuri se poate face cu sistemul boring. Deci la sistemul boring nu ne trebuie nu știu ce dispozitiv special de pus pe mașină foarte scump. Sistemul boric este un cuțitaș care se montează în locul acului și care ne străpunge materialul și ne creează niște găuri. Da? Asta îl putem adapta aproape la orice mașină de brodat. Și aici este o problemă cu digitizarea. Atenție, sistemul boring nu cred că poate fi folosit pe mașinile casnice și ar fi și anevoios, pentru că ar trebui să, deci se lucrează în general în trei etape. Odată se fixează țesătura de inserție, după aia se practică găurile cu boringul. Asta înseamnă pentru mașina casnică trebuie să schimbăm acul și să punem acel cuțit în loc de acul de la mașină. Și acele au acea teșitură, deci clar nu o să puteți face pe mașinile de brodat casnice. Pe mașinile de brodat semi-industriale, industriale, le puteți folosi aceste sisteme fără probleme. Ceea ce trebuie să faceți este ca pe una din ace, pe una din culori să puneți acest cuțitaș și în setările mașinii trebuie să-i spuneți că pe un anumit ac este acest boring. De ce? Ca mașina să nu mai citească senzorul de ață de pe culoarea respectivă și să, pentru că nu coasem cu ață. Bun. Deci ar fi aceste broderii cu găuri, ar fi una din variantele de broderii speciale. Acum, dacă tot vorbim despre mașinile normale și mai ales pentru cei care fac personalizări, putem face broderia 3D. Și la broderia 3D este vorba în cea mai mare parte de digitizare. Deci trebuie să avem o digitizare bună, să știm să facem această digitizare. Apoi mai intervine un pic și tehnica de lucru, dar foarte importantă este digitizarea. Cam ce să zic, aproape peste tot este foarte importantă digitizarea. Și sfatul meu este să învățați să faceți digitizare, pentru că la ora actuală, din păcate, nu o să găsiți multe persoane care să vă ajute cu aceste broderii speciale. Da? La broderia 3D trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să avem o grosime a unui asatinului să fie undeva cam la 3 mm, de la 3 mm în sus, da? Ca să ne obținem acest efect 3D. Dacă vedeți aici omul ăsta, deja zona asta nu mai este 3D, numai B, S și bordul sunt 3D, da? Asta nu este greu de făcut sau nu este foarte greu de făcut. Trebuie să știm să facem digitizarea și avem acel bodybuilder, îi spune la Madeira, acel material special pe care se brodează la gunoi, cred că îi spune puffy. Dar am văzut că se folosesc și se găsesc și în comerț materiale din alea pe la librării și avantajul este că se găsesc în toate culorile. Bun. Ce mai putem face? Putem face broderie cu aplicație și iar aici mă refer în primul rând la cei care fac personalizări.
Da? Deci la cei care fac personalizări este această variantă, cum vedeți scrisul ăsta de sus, când avem de făcut scrisuri mari. Ăsta e un scris făcut pe un tricou, în general în Statele Unite, la colegii, la frățiile alea lor, se poartă genul ăsta de tricouri și de jachete. Sunt acele jachete din stofă și se brodează cu aceste litere. Dar noi acest gen de broderie, deci aici este aplicată țesătura. Acest gen de broderie putem să-l facem, putem să facem cam orice scris. Putem să facem pe o salopetă, un echipament de lucru, o geacă de blugi, orice dorim noi să facem. Dacă folosim niște materiale mai deosebite, o să obținem niște efecte destul de bune, da? Destul de spectaculoase. Și o să încântăm clienții cu creațiile noastre. Aici jos o să vedeți un alt gen de broderie cu aplicație sau de aplicații brodate. Aici s-au brodat pe o pâslă, după care s-au tăiat. Astea, după cum arată, cred că sunt tăiate cu laserul, dar se pot tăia și manual, cu atenție, se pot tăia și manual. Ei, eu am încercat acum mulți ani de zile, când încercam și eu tot felul de produse. Și mă tot gândeam ce să fac în perioadele de pauză, pentru că noi în confecțiile LON avem acele perioade de intersezon, când sunt pauze. Și mă gândeam ce produse să fac eu de sine stătătoare, să le am acolo și eventual să le vând mai târziu. Și am făcut și eu genul ăsta de litere, nu așa în genul ăsta, erau ceva mai mult pentru copii, aveau niște forme așa mai pentru copii. Și mă gândeam că le-am pus pe dedesubt folie siliconică, BSN se cheamă la gunol, la Madeira nu știu cum se cheamă. E o folie care o aplicăm pe dedesubt și după aia putem să lipim aceste broderii cu fierul de călcat și rezistă destul de bine, se lipesc destul de bine. Și mă gândeam că cine vrea să-și facă, știu, să scrie numele copilului pe un tricou de fotbal sau vrea să-i pună inițiala în piept pentru hainele de grădiniță sau de școală sau știu eu, ar fi o piață pentru genul acesta de broderii. Nu am reușit să vând foarte multe din cauza că nu m-am ocupat la vremea respectivă foarte mult de marketing și nu știam foarte mult despre marketing și nici online-ul nu era atât de bine dezvoltat. Deci pe o mașină normală, fără dispozitive speciale, putem face aceste broderii cu aplicație, putem face aceste broderii cu găuri, da? Fie că le tăiem cu mâna, fie cu acel sistem boring. Bun, acum, următorul pas, ca să zic așa, ce mai putem noi face ca să ieșim în evidență, și aici ne trebuie deja niște dotări, este vorba despre broderiile pe arii mari. Și când spun de arii mari de brodare, aici o să vă dau niște exemple. Asta este o mașină de brodat care săptămâna asta a fost finalizată în fabrica Galaxy și a fost testată și făcută o prezentare. O să o vedeți și pe canalul nostru de YouTube după ce termin de făcut traducerea. Această mașină pe care o vedeți aici are o arie de brodare de 1,70 m x 80 cm. E imensă. Este o mașină cu braț liber. Deci tot ce vedeți voi, mașini cu aceste mese, cu picioarele astea adiționale, aici sunt mașini cu braț liber. Adică se demontează mesele, se demontează rama și aici putem pune ghelieful de șef și putem broda tricouri și așa mai departe. Ca exemplu, 50 cm, să încerc să vă arăt mai bine. Da? Deci cam așa arată mașina. Are dispozitiv de mărgele și dispozitiv de șnur. Dar e tot o mașină cu arie mare de brodare. Și aceste arii mari de brodare deja putem să facem lucruri foarte creative, da?
care sunt mai greu de făcut cu o mașină cu arie mică de brodare. Da? Dacă ne uităm la asta, poate că este un produs care la noi nu știu câtă trecere o să aibă, cu toate că posibil să aibă cu aceste influențe din Orientul Mijlociu. Da? Ei, dar dacă luăm numai partea asta de gât, are o suprafață destul de mare. Ei, dacă nu reușim să încadrăm gâtul ăsta pe area noastră de brodare, e cam greu să-l putem broda. Da? Ei, și aici intervine creativitatea, în primul rând, a fiecăruia. Creativitatea care poate fi, știu eu, educată, adică am urmat o școală de design, avem noțiuni de design și ne pricepem să facem lucruri foarte frumoase, fie apelăm la un designer și noi doar digitizăm. Da? Mai am un exemplu aici, da? Tot ceva în genul ăsta. Dar aici creativitatea joacă un rol major, ca să zic așa. Să creezi astfel de modele, trebuie să fii creativ. Creativitatea asta nu o are oricine. Da? Cei care au această latură creativă au un mare atu și un mare plus față de cei cum sunt eu, care sunt doar tehnici și nu au această latură creativă, pentru că ei creațiile lor au instrumente și pot avea instrumente să le transpună în realitate, în aceste produse pe care le vedeți. Instrumente, mă refer la utilaje, deci mașini de brodat cu dispozitivele necesare, despre care o să vorbim mai încolo, și mă refer la digitizare, să fac o digitizare de calitate și din digitizare pur și simplu să pot face lucruri foarte frumoase, pentru că o grafică, un desen, îl putem interpreta în foarte multe moduri, ca să zic așa. Da? Deci sunt tot felul de cusături, sunt tot felul de artificii pe care le putem face astfel încât o broderie să arate foarte bine doar din digitizare. Facem o broderie normală, fără alte dispozitive, da? Fără mărgele, paiete, șnuri și ce se mai poate pune, găuri și știu eu, dar arată foarte bine. Iar mai sunt persoane care au acest simț estetic și se pricep foarte bine să combine culorile. Și aici este un mare plus. Și am întâlnit asta mai ales la persoanele care creează aceste costume populare. Ele știu foarte bine în zona în care se află și pentru cine fac ei costumele populare, chiar dacă nu au o educație în acest sens, adică n-au urmat nicio școală, ele știu foarte bine ce tip de model, ce tip de floare merge pe zona lor și ce culori și cum trebuie combinate culorile ca să placă și să vândă. Ele știu, aici la noi în zonă, eu colaborez cu mai multe doamne care îmi spun, asta nu merge la noi, asta merge, asta nu merge. Da? Și îs de apreciat persoanele care au și această abilitate. Da? Bun. Și mai departe, să trecem la dispozitivele speciale. Deci putem face broderii deosebite pe mașinile simple printr-o digitizare foarte bună, spectaculoasă, numai că cu digitizarea este o mică capcană, ca să zic așa, sau cum să-i numesc, este un mic dezavantaj. Care este dezavantajul și de care eu m-am lovit ani de zile? Eu de ani de zile mă chinui și fac niște produse în care încerc să-mi pun toată măestria mea în a digitiza acele modele. Sunt niște modele florale pentru oaș, costumele populare de acolo. Așa, și eu încerc să fac astfel încât, nu eu de capul meu, în colaborare cu o doamnă care știe foarte bine ce și cum trebuie să arate aceste modele, și eu vin cu plusul ce pot face din digitizare cu aceste cusături mai speciale, mai frumoase, mai să arate cumva. Și ce se întâmplă? După ce noi am scos modelul pe piață, nu durează o lună de zile și modelul este copiat. Deci, la digitizare este foarte frumos că
Știm să facem lucruri extraordinare, dar ideile se pot copia destul de repede. Ce mai puteți face voi din punctul de vedere al designului și a digitizării? Să vă creați un stil propriu. Să vă creați un stil propriu care, pe care clienții voștri să recunoască imediat. Da? Aceasta să fie amprenta voastră. Deci voi puteți ieși și cu asta în, în evidență. Dacă aveți aceste abilități creative de design, de compoziția culorilor și așa mai departe. Bun, și acum să am zis că trecem la dispozitivele speciale. Dispozitive speciale pot fi aceste dispozitive cu mărgele sau cu perle. Diferența dintre mărgele și perle este că mărgelele au 2 sau 2,5 mm, pot fi sferice sau tubulare. Tubulare adică tuburi cam de 4 mm lungime și grosime de 2 sau de 2,5 mm. Dar cele sferice, cele rotunde, nu sunt perfect sferice și acelea sunt un pic cilindrice, pentru că sistemul de coasere să le permite să le alimenteze pe dispozitivul respectiv. Perlele sunt mai mari, sunt de 3 sau 4 mm și sunt perfect sferice. Ele fiind mai mari, există, au o gaură mai mare și se poate lucra cu ele așa perfect rotunde. Și aceste dispozitive de mărgele, dispozitivul de mărgele este acesta de aici, da? Să ne înțelegem, da? Bun, aceste dispozitive de mărgele pot fi cu 1, 2 sau 3 culori. Dacă vrem să facem broderie cu mărgele în mai multe culori și avem dispozitiv într-o singură culoare, este un pic anevoios că după fiecare culoare trebuie să golim dispozitivul, mărgele din dispozitiv, să punem alte mărgele în dispozitiv, altă culoare și să dăm drumul mai departe, ceea ce ne ia un pic de timp. Și iar aici trebuie să gândim digitizarea astfel încât să facem tot ce se face cu o singură culoare, cu prima culoare, apoi cu a doua, cu a treia și așa mai departe. Ca să ne ușureze munca, putem să ne achiziționăm aceste dispozitive cu 1, 2 sau 3 culori de mărgele. Deci ia un pic de timp până golești dispozitivul, să zic, dar oricum lucrezi mult mai repede la mașina de brodat decât dacă le-ai pune cu mâna. Și aici este un exemplu de model care este o combinație între perle pe care le vedem aici și aici ce vedeți cu auriu este un șnur. Este făcut pe acea mașină care am avut o poză mai devreme, cu care avea și mărgele și pe partea cealaltă avea și șnur. Stați că încerc să mă întorc la poza dinainte. Da? Deci aici este dispozitivul de șnur și aici este dispozitivul de mărgele. Și asta este broderia pe care a făcut-o mașina. Aici sunt combinate, să zic așa, trei tehnici. Da? Avem broderia simplă, ce avem aici cu roșu, ce avem aici cu mov, cu turcoaz, cu maro, avem perlele și apoi avem acest șnur. Da? La șnur putem avea fie șnur normal, fie șnur cu mărgele, gen ăsta, fie șnur fancy, i-au spus ei, în China, e așa un șnur care pași cum aș fi păros. Așa. Care vedeți că arată foarte bine, da? Și ăsta cu mărgele arată bine și mai este un șnur ca un fel de lanț metalic, tot așa format din mărgele. Ei, cu dispozitivele astea care se cheamă Easy Cording. Deci ăsta este un dispozitiv, îl vedem aici, care se atașează pe capul de brodare normal. Șnurul trece pe aici și acul prinde șnurul, coase șnurul. Ei, dispozitivul este fix. Așa, nu se mișcă, deci el este fix. Se mișcă doar șnurul aici, în sistemul ăsta, îl mișcă stânga-dreapta, astfel încât acul să-l prindă. La acest gen de dispozitiv nu putem face curbe prea strânse, ci trebuie să facem curbele ceva mai largi, deci trebuie să facem modelele cu niște curbe mai largi. Așa.
Și genul ăsta de modele le putem face cu acest dispozitiv de șnur. Da? Și bineînțeles putem combina cu alte alte tipuri de broderie, fie că e broderie normală, fie că sunt mărgele, paiete sau orice altceva. Doamna Pavela de la Bistrița a făcut restul. Văd că s-a oprit. A făcut broderia. Asta este mașina ei. Că vedeți că modelul e de-a nostru tradițional. Sper să pot să merg mai departe la slide-ul următor. Da, ok. Aici este o combinație de paiete cu mărgele. Da? Deci acum am ajuns la paiete, alt dispozitiv. Pe o mașină de brodat putem pune două dispozitive. Unul în stânga, cum vedeți aici, și unul în dreapta. Asta în stânga are mărgele și în dreapta are paiete. Ce vedeți voi aici cu mov sunt paiete. Și peste paiete el pune niște mărgele. Și o să vă arăt acum și mașina. Deci acesta este modelul aici, ca să vă faceți o idee, și asta este mașina, care are mărgele în stânga și paiete în dreapta. Deci putem combina mărgelele cu paiete. Deci aceste combinații de paiete, mărgele și șnur putem să le facem două câte două, cum dorim noi, în funcție de ceea ce credem noi că putem produce cu aceste mașini. Mai departe, este tot o broderie care este combinație între mărgele, astea cu aurii de aici, și paiete. Ce vedeți aici în zona asta sunt paiete. La fel este o mașină cu mărgele pe stânga și paiete în partea dreaptă. Ei, dar la paiete, aici deja am trecut la o mașină mai complexă. Da? La paiete putem avea 1, 2, 4, 6 sau 8 culori. Da? Deci putem pune dispozitive cu până la 8 culori de paiete. Și cel mai bun exemplu sunt acele modele care sunt acum foarte populare în magazine, modele pentru copii, unde sunt acele paiete care se întorc și simt, au pe o parte o culoare și pe o parte altă culoare. Bullet se cheamă în engleză acele paiete. Ei, la genul ăsta de acela de modele este clar că trebuie să ai un dispozitiv cu mai multe culori de paiete. Și am spus că putem pune 1, 2, 4, 6 sau 8 culori de paiete pe același dispozitiv, pe același ac, rămânându-ne cealaltă parte, partea stângă, cum e aici în cazul nostru, pentru sistemul de mărgele. Aici avem un sistem de mărgele deja cu două culori de mărgele. Avem un rezervor aici și un rezervor aici. Deci această mașină are așa, două culori de mărgele, patru culori de paiete și un cap de broderie chenil. Broderie chenil, adică acea broderie tip prosop. Da? Aici se vede ceva mai bine, ce-i zona asta unde lucrează mașina acum, este broderia aia tip prosop. Broderia asta tip prosop o putem folosi și să facem broderie din asta, cum să-i spun, fancy, artistică, nu știu cum să-i spun. Că pe o geacă de blugi, un ar arăta rău. Și n-am văzut încă până acum, nu știu să vă spun dacă este posibil, dar eu stau și mă gândesc că ar fi o idee să faci pe prosop scrisul brodat cu această broderie tip prosop, care să se confunde puful prosopului cu puful generat de mașina de brodat. Și eu cred că are și o chestie foarte, foarte faină. Aceste mașini chenil, ața vine de dedesubt, da? Acul este de fapt un croșet care ne trage ața deasupra
și cumva îi face aici o buclă, iar ața cu care facem broderia șenil vine de dedesubt și putem avea până la 6 culori de ață la acest tip de mașină. Deci asta deja este o mașină mai complexă. Aici iar avem o mașină destul de complexă care se cheamă coiling. Dacă vă uitați aici, vedeți două bobine, o bobină aici și o bobină aici. Acestea sunt niște bobine, pot fi bobină cu șnur sau bobină cu panglică. Care este avantajul acestor mașini? Deci asta iar e o mașină mixtă. Avem un cap normal de brodare, pe care cap de brodare putem pune dispozitive. Tot felul de dispozitive. Că punem mărgele, paiete, șnur sau punem dispozitive de decupare, de tăiere, avem broderie normală și avem acest șnur. Aici n-are rost să mai punem șnur, că avem șnur aici. Avem șnur sau panglică. Ei, capul acesta ce face? El este rotativ, da? Și partea asta de jos se rotește în funcție de direcția în care trebuie făcută broderia. Astfel încât șnurul nostru să nu se răsucească. Și putem face odată cam orice model cu curbe cât de strânse, iar când lucrăm cu panglică, cu bandă, nu ne răsucește banda și banda va fi tot timpul plată. Da? Ei, astea au fost o parte din să faceți aceste broderii speciale. Văd că cineva a pus o întrebare. Întreabă, la mașină se poate pune un sistem cu mărgele, unul cu șnur și un dispozitiv cu laser pentru broderie spartă? Nu. Deci sistemul cu laser se pune tot, se atașează tot aici în locul unui dispozitiv. Deci trebuie să renunțăm la unul din dispozitive. Punem laser pe o parte și mai avem loc de un dispozitiv. Da, în ultima perioadă ne-au cerut destul de mulți oferte de preț pentru sistemele cu laser și pentru arii mari de brodare. Se pare că se cer din ce în ce mai mult aceste broderii cu găuri. Și acum sunt în plină desfășurare să fac proiecte pentru acea măsură 6.2 pe rural. Deci care aveți posibilitatea să vă faceți o firmă în zonă rurală non-agricolă, puteți aplica pentru astfel de proiecte. Nu știu cât e, undeva la 50.000 de euro cred că e finanțarea. Deci cu 50.000 de euro vă puteți face un atelier foarte bine dotat. Deci consultați consultanții. Bun, spuneam că asta este o mică parte din ceea ce poate face sau ce tipuri de mașini de brodat există în piață și pe care noi la Galaxy le putem face, putem să le producem. Aici nu am vorbit deloc despre mașinile cu mai multe capete de brodare, nu am vorbit deloc despre mașinile cu masă fixă. Da, ce ați văzut în clipul inițial, acele mașini verzi sunt mașini cu masă fixă. Masă fixă ce înseamnă? Înseamnă că nu mai demontăm masa, mașinile sunt foarte mari, sunt foarte robuste, foarte stabile, pot lucra la viteze foarte mari. Și iară, dacă mergeți pe varianta eficientizării producției și lucrați produse de serii mai mari, indicat ar fi să vă luați o mașină cu mai multe capete, ca atunci aveți o productivitate mai bună. Eu sper că această prezentare v-a fost utilă și ați aflat lucruri importante. Poate nu toți știu și nu toți au știut cam câte tipuri de mașini de brodat pot să existe și ce putem face cu ele. În ceea ce privește partea de digitizare, partea de eficientizare, de a învăța să lucrăm cu aceste mașini, de a învăța să facem broderie cum trebuie, avem platforma de curs de broderie.ro. Puteți să subscrieți acolo. Nu mai folosesc termenul să vă abonați, pentru că de fapt nu este un abonament, nu presupune un contract între mine și voi, ci subscriere înseamnă că nu e nici donație, dar nici cum ați cumpăra un produs, ci
contribuiți la dezvoltarea și susținerea unui proiect. Proiect care se cheamă platforma cursdebroderie.ro și pe care eu vreau să pun materiale și conținut cât mai mult, cât mai util, din cunoștințele pe care eu le-am acumulat în toți acești 23-24 de ani de activitate în broderia computerizată. Bun, dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumesc pentru că ați fost live. Cei care n-au fost pot vedea și înregistrarea. Vă urez un weekend plăcut, urmează și sărbătoarea Rusalilor, luna o să fie liber, o să fie un weekend prelungit. Și să ne vedem, să ne întâlnim cu bine, să fim sănătoși săptămâna viitoare.